Autobuzul rula pe autostradă, de-a lungul drumurilor accidentate. Prin fereastră se zăreau peisaje de toamnă, câmpuri pustii, copaci galbeni și case neîngrijite. Anastasia se uita cu gândul la ceva în afara ferestrei. În acea oră matinală, ea și fiul ei în vârstă de cinci ani, Mihai, erau singurii pasageri. Fata nu se gândise unde o va duce autobuzul suburban. A venit pur și simplu la stația de autobuz și a cumpărat un bilet. În drum, Mihai, care încă nu se trezisese bine, era legănat de mașină. Băiatul se aplecă spre mama lui și a adormit. Își înfășură mânuțele în jurul ei, zâmbea în somn și își ușura ușor buzele. Am ajuns la destinație. Strică cu voce tare șoferul, scoțând-o pe Anastasia din reverie. Autobuzul nu mai mergea mai departe. Fata îl trezise pe Mihai, au coborât din autobuz și au pornit pe jos. La capătul străzi se vedeau cupola unei biserici mici. Apropiindu-se, Anastasia a văzut pereții scorojiți ai fostei biserici din sat, ferestrele bântuite, o bancă din lemn înconjurată de tufișuri de păducel. Stai aici, îi spuse ea fiului ei. Băiatul s-a urcat cu minte pe bancă, iar ea îi mângâie capul. Părul blond al băiatului se desprinsese de pe o parte. Femeia își îndreptă șuvițele nedisciplinate. Mihai, trebuie să plec pentru o vreme, îi spuse ea băiatului. Tu stai aici și nu te duce nicăieri, înțelegi. Da, dădu din cap Mihai. Ia asta în mână și nu o pierde, îi spuse Anastasia, dându-i băiatului un mic petec de hârtie. Ea îi mângâie din nou capul și îl sărută pe obraz. Buzele ei erau calde și moi. Stai aici, auzi? Mihai dădu din cap din nou. Mama îi eliberă mânuța și, fără să se uite înapoi, se îndepărtă, clătinându-se ușor, ca și cum ar fi fost beată. Băiatul urmări îndepărtarea mamei sale, care cu fiecare minut se îndepărta tot mai mult, iar curând silueta ei dispăru complet din vedere copilul strânse cu putere peticul de hârtie în mână. Din senin, lângă el apăr un motan roșcat pufos. El sărută pe bancă și se așeză lângă Mihai. Miau, spuse Mihai, bucurându-se de apariția animalului. Era mai distractiv să aștepți mama împreună cu un animal și nu era atât de înfricoșător. Meța mărâi, fredonând o melodie pe care doar ea o înțelegea. Soarele de toamnă strălucea puternic prin coroanele copacilor înalți. Ecaterina, mai ai mult de pregătit. Întrebă Serghei, care deja stătea în hol, așteptând ca soția lui să se îmbrace și să fie gata de plecare. În curând, spuse ea. Ei trebuiau să plece în afara orașului pentru a vedea un loc frumos. După cum promisese Serghei, Omul de afaceri căuta un loc pentru construcția unui sat de vile și, în sfârșit, l-a găsit. Dragă, nu-ți poți imagina cât de minunat este acolo, îi spuse cu entuziasm soțul Caterinei. Și este atât de aproape de oraș, doar 20 de kilometri. Este un loc perfect, există chiar și câteva utilități, există electricitate, iar gazul din satul vecin poate fi conectat fără probleme. Serghei, Ești sigur că trebuie să merg cu tine? A întrebat femeia. Dar desigur, desigur, a afirmat încrezător Serghei. Noi cu tine de mult vrem o casă la țară. Dacă ți se va plăcea acolo, atunci unul dintre vile va fi al nostru. Dar acolo nu există nici măcar un magazin de unde să cumpărăm produse. Asta pentru că încă nu este construit, dar când va fi finalizat, vor fi și magazine tot ce îți dorești. Principalul lucru este că locul este minunat, aproape de oraș, a convins-o Serghei pe soția sa. Nu știu, bine, hai să mergem și să vedem a cedat în cele din urmă femeia. Serghei și Ecaterina erau deja căsătoriți de 15 ani. Soțul și soția trăiau suflet în suflet, aproape niciodată nu se certau, se iubesc. Sergei se ocupa de afaceri de construcții, iar Ecaterina în ultimii câțiva ani renunțase la munca de profesoară și se ocupa de treburile casnice. De altfel, nu aveau nicio gospodărie. O garsonieră mare de curățat, în care venea o menajeră. După ce Ecaterina a suferit o operație grea pe inimă, Sergei a interzis să mai lucreze la școală și chiar a angajat o asistentă casnică pentru ca soții să aibă mai ușor. După operație, Femeia se recupera greu. Boala se dădea în seamă. Serghei tot mai des începuse să se gândească la faptul că ar trebui să se mute la țară, unde să nu fie zgomotul transportului urban și aerul poluat. Împreună cu soția, chiar au văzut câteva variante de case scoase la vânzare, dar de fiecare dată ceva nu era în regulă cu acele case. Le doreau să și amenajeze locuința după bunul plac să nu locuiască într-o locuință construită de altcineva, unde totul era străin și neapropiat. Serghei își imagina viața într-o casă mare, construită după propriul proiect, copii care ar alerga prin curte, râsul lor vesel. Dar din cauza boliei Caterinei, nu putea fi vorba despre nașterea unui copil. Bărbatul înțelege acest lucru, el o iubea foarte mult pe soția sa, cu care se cunoscuse încă din facultate. Nimic nu e grav, dragă o liniștea soțul. Noi doi împreună ne vom descurca bine și ne vom bucura de compania unul altuia. De la aceste cuvinte, inima Ecaterinei se strângea și mai tare. Ea înțelegea că Serghei îi spunea asta doar pentru că o iubea, se îngrijora pentru ea. Mașina soților se înainta pe drumul accidentat de pietriș. Uite, dragă, vei vedea, Acolo e minunat continua să-i povestească Sergei Caterinei despre locul ales pentru construcția vilei. Acolo chiar este o biserică, adevărat, este abandonată, dar investitorii, în cazul unor vânzări de succes, nu sunt împotriva să investească în restaurarea ei. Încă o pădure și un râu. Bine, bine, să mergem să vedem de dea din cap pe Caterina. Când în cele din urmă au apărut casele de răpânate ale satului abandonat, Serghei a încetinit. Am ajuns, a spus el. Bărbatul a deschis ușa, ajutând-o pe soție să iasă din mașină. Hai să mergem să vedem, hai să mergem. Ecaterina s-a uitat în jur, părea că viața în acest loc se oprise de mult. Localnicii au părăsit de mult casele de răpânate, mutându-se în oraș nici măcar bătrânii nu au mai rămas, s-au dus la copii și nepoți. Tăcere uimitoare a rostit Caterina atât de încet și liniștit. Acum e liniște, dacă totul va merge bine, aici se vor stabili oameni, familii bune, prospere. O parte din case le vom da sub locuințe sociale. Adevărul este că nu există școală, dar copiii pot fi duși la oraș, este aproape. Aici sunt multe avantaje în afară de liniște și pace, încă nu văd niciun avantaj. Ecaterina încă nu se decidea să fie de acord cu decizia soțului ei de a construi o casă pentru ei în acest loc. S-au plimbat încet pe strada pustie, cândva pe ea mergeau oameni, alergau copii. Cu siguranță, viața clocotea. Oamenii aveau o gospodărie, țineau animale, se ocupau de cultivarea legumelor în grădinile lor, iar acum liniștea, pe care o întrerupe doar o șoaptă ușoară a frunzelor care răspund la suflarea vântului. Iată, vezi acolo biserica a arătat cu mâna Serghei către cupola care se vedea printre coroanele copacilor. Hai să mergem să vedem. Au ajuns mai aproape. Teritoriul bisericii abandonate era acoperit cu tufișuri. Era greu să ajungi la zidurile sale, așa că soții au decis pur și simplu să o privească din lateral dintr-o dată, liniștea a fost ruptă de plânsul unui copil. Era atât de ușor încât soțul și soția au crezut mai întâi că le-a părut. Ai auzit? A întrebat Caterina. Pare că cineva plânge acolo. Da, mie mi s-a părut și mie, a răspuns Serghei. Dar în jur a devenit din nou liniște. De unde ești? Din adâncul tufișurilor s-au auzit din nou sunete soții au mers în direcția lor. În tufișurile de păducel, pe o bancă, stătea un băiețel cu un pisoi roșu în poală. Doamne, de unde ești aici? A exclamat Ecaterina, alergând la copil. Tu cine ești? Cum te cheamă? Băiatul și-a șters fața cu mânuța, întinzând lacrimile pe obraj. Unde e mama mea? A șoptit el. Mă simt fric, Vreau să mănânc. Taci, taci, nu plânge. Micule Ecaterina s-a așezat în genunchi în fața băiatului. Ești aici de mult. Nu știu, a continuat să plângă copilul. Mă simt fric, vreau să mănânc. Ecaterina i-a atins obrajii băiatului, i-a luat mânuțele în ale ei, erau reci, pur și simplu înghețate. Probabil că copilul era acolo de mult timp de când se simțea atât de fric. Femeia a început să-i frece mâinile băiatului, când deodată, deschizându-i pumnul, a văzut un ciot de hârtie. – Serghei, uită-te ce este în asta! – a exclamat Ecaterina. Ea i-a întins soțului o bucată de hârtie. Se pare că aceasta este o notă. Bărbatul a început să se uite la inscripțiile de pe bucată de hârtie. – Ce este acolo? – a întrebat Ecaterina ea continua să-i frece corpul copilului, încercând să-l încălzească. Ecaterina, acesta este un copil abandonat, a spus Serghei, citind textul notiței. Dmitri Gerasimov, data nașterii. Mama sa scrie că renunță la copilul său. Doamnele Caterina a luat notița din mâinile soțului. Serghei, trebuie să ne ocupăm de copil, să-l încălzim și să-l hrănim. Hai să ducem mașina și să-ți dau jacheta. Bărbatul și-a dat jacheta, pe care Ecaterina l-a înfășurat pe Mihai, iar el s-a grăbit la mașina parcată în apropiere. Au așezat copilul pe bancheta din spate, l-au acoperit cu jacheta lui Serghei. Hai mai repede a cerut Ecaterina soțului ei și să pornească aragazul. Băiatul este foarte rece. Ajunși acasă, i-au hrănit copilul, l-au dat să bea lapte cald. Băiatul obosit și speriat a adormit repede. Serghei, așa că se dovedește că o mamă corb a abandonat un copil într-o mică sată abandonată, unde nu există nicio suflet, Caterina nu-și putea pune capul în ordine cu comportamentul mamei lui Mihai. Se pare că așa Serghei a turnat ceai și a pus o ceașcă în fața soției sale. Doarme. Da, a adormit. A îndurat săracul Ecaterina, îi era foarte milă de băiat, nici măcar nu-și putea imagina ce simțea acest copil neajutorat. Ajungând singur și cât timp a stat în această sată nu este clar. Ce să facem? A întrebat soțul ei Ecaterina. Hai să mergem la culcare, azi ai fost foarte agitată, a spus Serghei. Dimineața este mai înțeleaptă decât seara. Chiar nu știu dacă voi putea dormi după un astfel de coșmar. Serghei i-a dat soției sale o pastilă și i-a întins un pahar cu apă. Bia, te vei calma. Dimineața, Serghei a găsit-o pe Ecaterina în bucătărie, făcea terci de ovăz. Băiatul încă doarme? A întrebat el. Da, s-a obosit, acum s-a încălzit și s-a săturat, doarme a răspuns ea. Ecaterina, probabil ar trebui să sunăm la poliție sau unde trebuie să sune în astfel de cazuri, a spus Serghei. Femeia a înghețat, încetând să amestece terciul cu lingura. Ea însă și se gândea la asta toată dimineața. Dragă, să nu sunăm nicăieri cel puțin pentru moment a cerut ea. Băiatul este atât de speriat, dacă îl vor duce într-un orfelinat sau într-un centru pentru copii, crezi că va fi mai bine pentru el? Iubita mea, dar nu putem lăsa un copil străin la noi, a încercat să obiecteze Serghei. Cu toate acestea, și el îi era milă de băiat, dar în același timp înțelegea că există legi. Conform legii, acesta este un copil străin. Bine, trebuie să merg la birou, seara vom decide ce să facem mai departe. Bărbatul a sărutat-o pe soție și a hrănit copilul cu o terci delicioasă. Serghei a plecat la serviciu iar Ecaterina a mers în camera în care dormea liniștit Mihai. Se uita la acest copil și inima ei se rupea de tandrețe, durere și compasiune. Ecaterina înțelegea că pe canapia ar fi putut dormi fiul ei și că niciodată nu ar fi putut să se comporte cu fiul ei așa de crud cum a făcut-o mama lui. Plicile băiatului au tremurat. El și-a deschis ochii, uitându-se uluit în jur. Unde este mama mea? a întrebat băiatul. Nu te îngrijora, micul meu, totul este bine, a încercat să-l liniștească Ecaterina. Scoală-te, hai să ne spălăm pe față și să mâncăm o terci delicioasă. Micul a urmat-o ascultător. Toată ziua, femeia a încercat să-l înveselească pe copil. L-a dus la o loc de joacă, la un parc de distracții, i-a cumpărat cămăși frumoase și tricouri, iar într-un magazin de copii au ales împreună o caleferată uriașă cu un tren cu baterii. În vagoane stăteau animale diferite. Mihai a fost încântat de dar. Restul zilei nu s-a despărțit de jucărie, iar seara a dormit fericit, abia atingând perna cu capul. Sergei s-a întors acasă târziu. La cină, Ecaterina și soțul ei au avut o conversație serioasă. Trebuie să-l lăsăm pe Mihai cu noi a spuse Caterina. Îl vom crește ca pe al nostru. La uzul acestor cuvinte, Serghei a încetat să mai mestece. Nu putem face asta, cum îți imaginezi? Nu știu, dar sigur vreau ca Mihai să devină fiul nostru. Pentru asta trebuie să întocmim niște acte, să obținem un refuz de la mamă. Serghei o privea pe soție și nu știa cum să continue conversația dar avem acea hârtie pe care o avea Mihai în mâini. Ar putea fi o dovadă că mama lui l-a abandonat. Ecaterina, este un proces foarte dificil. Nu este sigur că va reuși. Sergei încerca să spună ceva în contradicție, dar în suflet tot mai mult se întorcea la opinia soției sale. Cu tot sufletul, voia să aibă un fiu. Știa că din cauza bolii soției sale, șansele de a deveni tată sunt zero dragă, ai banii și legături, poți face orice, a cerut de Caterina. Te rog foarte mult, m-am îndrăgostit deja de Mihai, nu -mi pot imagina cum va continua viața lui într-un orfelinat. Ce va suferi de singurătate și nevoi? Iar noi avem totul cu tine, dar niciodată nu vor fi copii. Dragă, înțeleg toate acestea, a spus bărbatul. Tu doar nu te îngrijora. Bine, Mâine voi chema un avocat, vom afla ce se poate face și ce șanse avem la adopție, iar până atunci hai să mergem la culcare, dragă. Peste trei luni, băiatul pe nume Dmitri Gerasimov a devenit oficial fiul Caterinei și Serghei. Acum îl chema Kravchenko Dmitri Sergeievici. Și încă cinci ani mai târziu, pe locul unde soții au găsit copilul, a crescut un sat de cabane. S-a populat foarte repede, a prins viață, s-a umplut de vocile locuitorilor. Lângă biserica restaurată a crescut o casă mare de piatră. În ea s-a mutat o familie, pentru care centrul universului, o mare fericire și cel mai iubit om de pe pământ, a devenit un băiețel pe nume Mihai. Anastasia Gerasimova nu și-a văzut niciodată părinții. Mama ei a renunțat la ea în maternitate imediat după nașterea fetei. De ce? De ce și ce a determinat-o pe femeie să facă asta? Anastasia nu știa și nu va afla niciodată. Câteva zile, fata a fost ținută în spital, iar apoi a fost transferată la un azil pentru copii. Când Anastasia a crescut, a fost trimisă la un orfelinat, în care a trăit toată copilăria. Anastasia era un copil uimitor de liniștit. În timp ce ceilalți copii se luptau, câștigându-și locul sub soare ea citea cărți. Băieții o tachinau că era o plictisitoare, iar fetele refuzau să se împrietenească cu ea. De altfel, Anastasia nici nu căuta companie. Ea trăia în lumea poveștilor din cărți, unde personajele din povestiri, nuvele și romane îi provocau cele mai diverse emoții. Pe unii îi de tot sufletul copilăresc pentru faptele lor mizerabile, minciunile și neputința de a iubi, iar pe alții îi admira, lua exemple și voia să fie ca ei. La 14 ani, a citit pe aripile vântului și s-a îndrăgostit pur și simplu de Scarlet O'Hara. Fata se imagina la fel de frumoasă și hotărâtă ca eroina romanului. – Gerasimova, a adormit! Anastasia a tresărit. În fața ei stătea profesoara de matematică. – Ai adormit? – întreb. Ești la tablă repede. Anastasia s-a ridicat încet din bancă și s-a târât la tablă. Matematicile îi dădeau de furcă. Toate acele formule, sinusuri, teoreme păreau fetei plictisitoare și de neînțeles. Iată literatura, altceva. Fiecare nouă operă citită o făcea pe fată să se gândească, să înțeleagă ceea ce se întâmplă în jur, să trăiască în propriul ei mic, dar confortabil univers. Stând la tablă timp de 10 minute, Anastasia nu a reușit să rezolve nicio ecuație. Înțeleg totul cu tine, a oftat profesoara. Stai jos, Gerasimova. Nu va fi din tine niciun folos. Iată că vii la magazin, nici măcar nu vei putea calcula restul, așa că te vor înșela. Vei rămâne fără bani. Clasa a izbucnit în râs. La fiecare lecție de matematică, Anastasia devenea obiectul de batjocură al fiecărui elev. Oare pentru a calcula restul, trebuie să compui ecuații? A întrebat Anastasia, fără să ridice capul. Băieții din clasă au râs și mai tare. Tăcere! A strigat profesoara. Stai jos, Gerasimova, ești fără speranță. S-a făcut liniște. Continuăm să lucrăm. Pentru Anastasia, lecțiile erau un chin, iar și comunicarea cu profesorii nu îi aducea bucurie. Își încredea doar într-o singură persoană, profesoara de limba rusă și literatură Vera Ivanovna. Femeia o compătimia pe fată, înțelegea că astfel de oameni, pe care unii îi numesc din alt univers, au o viață grea chiar și în familiile normale. Iar în orfelinat este cu totul insuportabil. Dar Anastasia părea să se descurce cu pricepere să se deconecteze de la negativitate. Indiferent ce povestea Vera Ivanovna, fata o asculta cu ochii mari deschiși, absorbind fiecare cuvânt al profesoarei sale iubite. Iată că și de data aceasta a rămas după lecții în clasă. Vera Ivanovna verifica caietele, iar Anastasia ștergea tabla. Anastasia, nu văd compunerea ta, a întrebat profesoara negăsind găsind în grămada generală caietul și compunerea fetei. La lecție ai fost prezentă. Unde este ea? M-am gândit tot lecția. Nu știam de unde să încep, a răspuns Anastasia. Și seara voi scrie neapărat. Știu eu cum sunt serile voastre, a spus Vera Ivanovna cu noftat. Cum să-ți dea tinerețele să te dedici învățăturii? Iar eu voi merge în toaletă și acolo voi scrie pe pervaz. Nu mai aveam nevoie de eleve de toaletă. Vera Ivanovna a privit-o cu compasiune pe fată. Spune -mi mai bine mie oral ce voiai să scrii în compunere, așează-te la bancă. Anastasia s-a așezat și discursul ei a curs ca un râu, ea chiar a gândit cu atenție toată tema, doar că nu a avut timp să o expună pe hârtie. Vera Ivanovna zâmbea, ascultând povestea elevei, ea înțelegea că această fată așteaptă un viitor dificil dar ea va face față tuturor dificultăților. Cel puțin, Vera Ivanovna își dorea foarte mult să creadă în asta. După terminarea orfelinatului, Anastasia Gerasimova a intrat la un colegiu de croitoreasă. În această instituție de învățământ au intrat multe fete din orfelinat. Nu-i plăcea să studieze la colegiu, dar aici, ca și altor fete, i s-au dat camere în cămin și i s-a acordat o oarecare stipenție. Cu primii bani câștigați, Anastasia a cumpărat o țesătură frumoasă și, sub îndrumarea maestrului, a cusut prima ei rochie, albastră cu gărgărițe. I se potrivea incredibil unei blonde cu ochi albaștri și plete. Această rochie, Anastasia a decis să o poarte la învestirea în studenți. Și-a legat părul cu resturile de țesătură, transformând cioburi într-o imitație de panglică. În sala de festivități suna muzica când a sunat clopoțelul. Elevii s-au așezat pe scaune, aranjate în mai multe rânduri. În fața lor au vorbit maestrii, care au vorbit despre perspectivele profesiei de croitoreasă. Partea oficială a fost plictisitoare, toată lumea aștepta să înceapă dansurile. Fetele știau că la dedicarea lor vor veni băieți de la școala profesională. Ele fumau în toaletă și discutau despre evenimentele viitoare. Voi, fetele, poate chiar azi vă va surâde norocul și veți găsi acel unic cu care veți dori să trăiți toată viața, a spus visătoare, ridicând ochii către tavan, năzdrăvanul nătașcă. Tu să nu te mai gândești la căsătorie, a râs prietena ei, Nica. Poate tu-ți-o dorești, dar eu nu ce să-mi doresc să trebuiască să strâng chiloții de bărbat în fiecare zi? Nu mă face să râd, e o adevărată corvoadă. Mai bine singură, măcar așa nu trebuie să mă chinui să-mi găsesc un bărbat care să mă iubiască, a încercat să-și apere punctul de vedere nătașcă. Aha, va fi, dacă are bani, a continuat să se certe Nica. Fete, ce credeți, torcerii câștigă bine s-a alăturat conversației Olă, care până atunci ascultase tacută prietenele. În general se spune că da, a spus cu convingere nătașcă și și-a stins țigara. Se spune că sunt luați la orice fabrică, iar dacă mai lucrează și în ture, atunci se plătesc foarte bine. Așa că, fete, să ne alegem mai activ ginere din torceri. Prietenele au râs gomotos de gluma nătașcăi, Așa au burfuit fetele în așteptarea dansurilor de onorare a studenților. Când a venit ora X, fiecare era gata. Matiajul strident și zbitor era aplicat cu cosmetice strânse de la toată căminul. Coafurile erau aranjate de mâinile prietenelor, iar rochiile erau cusute, cine ce a putut. Disco a fost distractiv. Tinerii se cunoșteau între ei, vorbeau, dansau și Anastasiei îi plăcea tot ce se întâmpla, dar ea se simțea jenă, deci stătea în lateral, dansând ușor. De ce nu dansezi? A auzit ea un glas lângă ea. Tânăra și-a ridicat ochii. În fața ei stătea un tânăr înalt, cu părul negru și ochii căprui închis, ca ciocolata amaruie. Nu-mi vine să nu, a răspuns în Anastasia. Aș zice că vrei, dar te sfiești, a spus tânărul, zâmbind și privind-o direct în ochi. Hai să ne cunoaștem! Eu sunt Denis. Eu sunt Anastasia. A simțit deja cum obrajii îi se aprind trădător. Este un nume frumos, Anastasia. Nu este un compliment, ci o constatare a faptelor. Anastasia nu știa ce să răspundă. Denis era atât de sigur pe sine, părea foarte matur hotărât. Nu-i costa nimic să se apropie de ea și să o cunoască, pe când ea nu ar fi putut face asta niciodată. Ești de la litere? A întrebat Denis. Da, iar tu? Eu învăț la profesională, anul 3. În sfârșit, aproape că se termină cu învățătura, curând ies, a râs tânărul, arătându-și dinții albi ca laptele. Au mai vorbit puțin, iar apoi Denis, ca și cum s-ar fi cunoscut de o sută de ani, a luat-o pe Anastasia de umeri și a spus: Poftă bună de seară, trebuie să plec! Ne vedem în curând! El a mai zâmbit o dată și a plecat. La Anastasia i s-au înmuiat picioarele. Atingerea mâinilor lui pe umerii ei a provocat o tremurături în tot corpul ei. În cap i se auzea un bubuit de o mie de ciocane. Ce om neobișnuit! a gândit o fata. Ea însă și nu a observat că toată seara a gândit la el. Când s-a întors în cămin, s-a culcat în pat și a simțit aproape fizic atingerea mâinilor lui puternice pe umeri. Băiatul i s-a părut uimitor și puternic, așa cum nu mai întâlnise. Au început zilele de cursuri. Săptămânile treceau una după alta. Anastasia nu se bucura de cusut, dar înțelegea că fără o profesie nu va putea supraviețui singură în acest mare lume. Prin urmare, fata îndeplinea sarcinile ascultător, dar nu prea sârguincios. Cuserea ei nu era rea, dar șefa grupei nu o lăuda. Pentru toată lumea din jur, Anastasia, ca și în orfelinat, rămânea o șoarece gri, pe care nu era deloc necesar să o iei în seamă. Ea nu suferea prea mult din cauza asta. Oaza pentru fată era în continuare cărțile. Le lua din biblioteca școlii, unde, pe lângă literatura tehnică, era și literatura artistică. Deja ai citit! A exclamat uimită bibliotecara Olga Petrovna, când Anastasia i-a întins un volum impresionant, luat cu câteva zile în urmă. Da, am citit, a zâmbit Anastasia. Olga Petrovna nu era pentru prima dată când dădea din cap uimită când cititoarea îi returna cărțile. Anastasia, uneori mi se pare că nu le citești, ci pur și simplu le ei, a spus ea. Dar ce să fac? Pur și simplu îmi place foarte mult să citesc, a răspuns Anastasia zâmbind înapoi. Ei bine, da, când găsești o clipă liberă, atunci o citești, Ochii Olgăi Petrovna din spatele ochelarilor se transformau în pete rotunde. Ce mers la plimbare? Nu a înțeles fata. Când mergi la plimbare cu prietenele tale? Nu merg, nu-mi place să mă plimb, e o pierdere de timp, răspunzând Olgăi Petrovna. Anastasia deja stătea lângă rafturi, căutând ce să mai ia. Toate tinerii de astăzi doar se freacă pe holuri sau stau pe bănci, ea citește se vede. Olga Petrovna a chiar aruncat mâinile, exprimând uimirea sa față de o astfel de fată ciudată. Dați-mi și pe asta, Anastasia i-a întins cartea bibliotecarei. Tot primul an de studii, Anastasia mergea la Olga Petrovna la bibliotecă ca la serviciu. Ele s-au apropiat la fel cum odată erau prietene cu profesoara de literatură Vera Ivanovna. Când Olga Petrovna a aflat că Anastasia era orfană, că nici măcar nu-și văzuse niciodată părinții, iar mama ei nesimțită a lăsat-o pe fetița nou născută la maternitate, a fost cuprinsă de milă și compasiune. Femeia aducea adesea mâncare de acasă, încerca să o hrănească pe Anastasia. Iată că am copt niște prăjituri, să bem ceai, zâmbea ea, scoțând din dulap o farfurie cu prăjituri roșii, încă apetisante. Ce să fac? Sunt sătulă, încerca să refuze Anastasia, dar simțea cum ceva în stomac îi gâdilă trădător. Hai, hai, sunt foarte flămândă, nu îmi vine să beau ceai singură, și Olga Petrovna deja punea la fiert ceainicul electric, nu lăsându-i pe Anastasia nicio alegere. Astfel de ceaiuri cu conversații intime aveau loc destul de des între ele. Într-o zi, Olga Petrovna a întrebat-o pe Anastasia ce va face în timpul vacanței de vară. Nici nu știu, a răspuns fata. N-am unde să mă duc. Bineînțeles, aș putea încerca să mă rog să mă lase înapoi la orfelinat pentru vară, dar oare mă vor lua? Știi ce? A spus Olga Petrovna, zâmbind conspirativ și sorbind din ceașca albastră frumoasă. Rămâi la mine în practică la bibliotecă. Tu cunoști foarte bine fondul de cărți, iar aici de lucru vara va fi suficient. Trebuie să transcriu toată literatura în format electronic, să introduc o programă specială, iar eu lucrez atât de încet la computer. Dar ce, Olga Petrovna, oare îmi va permite cineva? Eu o să vorbesc, nu te îngrijora. Oricum, singură nu pot face față aici, și o să-ți scot și o oarecare salariu ca ajutor de bibliotecară. Iar unde vei locui? La tine. Da, la mine te vei stabili, cât timp va fi închisă căminul. Olga Petrovna zâmbea cu o zâmbitoare bunătate, în colțurile ochilor ei apărând mici riduri în formă de evantai. Mi-e un pic jenă, a spus Anastasia, nesigură. Totul e decis, copilă, a spus Olga Petrovna, punând ceașca pe masă. Mâine mă voi duce să vorbesc cu directorul școlii. În ciuda faptului că Anastasia se simțea stânjenită, oferta Olgăi Petrovna i s-a părut plăcută mergând înapoi în cămin din bibliotecă, ea și imagina cum va locui măcar puțin în condiții casnice. Cu această femeie bună, zâmbitoare și cititoare. Bună, Anastasia, a auzit Anastasia un glas care a făcut-o să se desprinde de gândurile ei. În fața ei stătea Denis. Băiatul zâmbea cu aceeași zâmbitoare fermecătoare pe care iau mai ținea minte. Bine, a răspuns ea. Găsești, nu? Nu, de fapt plec. Hai să te conduc, a spus el. Păi, dacă ai timp, a spus Anastasia. Eu sunt cel mai bogat om din lume, pentru că timpul meu e un vagon și o căruță mică. Denis a luat-o pe Anastasia de sub braț și au mers pe strada de primăvară spre cămin. Ziua a fost neobișnuit de caldă, soarele strălucitor din mai încălzia, răcorind frunzele care abia apăreau pe ramuri. În parc, studenții pictau băncile. Toate aceste dovezi că în oraș a venit primăvara adevărată au încălzit inima Anastasiei. Mergea alături de Denis și tăcea. Fata nu știa ce să spun acestui băiat frumos, înalt, foarte atrăgător. El a fost cel care a rupt primul tăcere incomodă. Mâine este ziua mea de naștere, 18 ani la o clipă, a spus sincer Denis. Adevărat, grozav, a zâmbit Anastasia. Iată că eu nu am avut niciodată un ziua de naștere adevărată, nici sărbători nu am cu cine să le marchez. Atunci vin o mâine la mine la petrecere, a propus neașteptat Denis. Să o sărbătorim cum se cuvine. Ști, eu probabil că voi refuza, mie jenă, a încercat să refuze Anastasia. O, mi-e jenă să dorm pe tavan, a râs băiatul. S-a întors spre Anastasia și, ca în ziua aceea, a luat-o de umeri și a privit-o în ochi. Vino, părinții mei știu câte bunătăți au trimis din sat. Ne vom plimba pe cinste. Aprobând, Anastasia a spus deja. Iată, excelent, a spus Denis, rostogolindu-se de câteva ori în jurul său, sărbătorind o nouă victorie nu vei regreta. Până mâine. Anastasia se uita după Denis care se îndepărta. Era ceva în acest frumos tânăr care o trăgea și o speria în același timp. În orfelinat nu avea experiență în relațiile cu băieții. Ei fie o insultau, fie pur și simplu o ignorau. La școala profesională învățau doar fete, cu ele nu mergea la plimbare, așa că nici măcar aici nu a avut timp să se cunoască cu vreunul dintre băieți, în afară de Denis. Acum, când stătea în curtea căminului și se uita la spatele lui Denis, Anastasia a simțit brusc că în viața ei se întâmplă ceva foarte important. Se întâmplă ceva care îi va schimba viața. Această înțelegere a ei îi făcea să fie atât de fericită, cât și de speriată. Gerasimova a auzit Anastasia cum o stric și s-a întors. În fața ei stăteau Olia și Natasha, fetele zâmbeau viclene. Vă vedem, liniștea a găsit un cavaler. Și unde găsesc astfel de șoareci crii timp să găsească băieți? În bibliotecă, fără îndoială, a aprobat Olja Natasha, iar fetele au râs tare. Și noi trebuie să ne înregistrăm acolo, continuând să râdă, Natasha a apucat-o de stomac, înfățișând colici. Anastasia și-a strâns buzele, s-a întors și s-a dus la intrarea în cămin. Se obișnuise cu aroganța fetelor, se obișnuise cu faptul că încearcă să o ia în derâdere tot timpul și se obișnuise în aceeași măsură să nu le acorde atenție. Și cu siguranță cuvintele lor nu provocau nicio emoție în Anastasia. A doua zi, a îmbrăcat aceeași rochie albastră cu pete albe în care se cunoscuse cu Denis și s-a dus la căminul școlii profesionale. Înainte de intrare, a stat o clipă în nesiguranță, apoi a deschis ușa și a intrat înăuntru. Chiar dacă nu știa numărul camerei în care locuia Denis, Anastasia ar fi găsit cu ușurință ușa potrivită datorită muzicii puternice care se auzea din spatele ei. Petrecerea era în toi. Fata a bătut la ușa camerei. Iată și oaspetele meu mult așteptat, a spus Denis stând pe prag. Te-am așteptat deja în vizită la băiat era vecinul său și o fată, care dansau și nici măcar nu a observat venirea Anastasiei. Hei, a strigat Denis la ei. Vă rog să cunoașteți pe Anastasia, aceasta este Vova și Elena. Prietenii mei, foarte plăcut, a răspuns fata. Hai să ne așezăm mai repede la masă, băieți, turnați-i o amendă, a spus Denis împinând un scaun și Anastasia s-a așezat l-a pus cu îndemânare un pahar cu vin în fața ei, dar fata a clătinat din cap. Nu beau, nu e nevoie. E doar un vinișor făcut de mama, din vișine, crescute, de altfel, în grădina proprie, a spus Denis ridicând semnificativ degetul arătător. Nu respecti munca mamei mele. Anastasia a luat o mică înghițitură din pahar, dar băieții au strigat în cort bea până la fund, iar ea a băut restul vinului. Iată că ești o fată cu minte, iar acum să mergem să dansăm, a spus Denis străgând o de mână. Am brățișat-o pe Anastasia de talie, iar ea a simțit din nou o tremurătoare trădătoare în tot corpul. Băiatul a observat-o și el. Iată că tremuri, a spus el. Mai trebuie să bei. Anastasia a încercat să protesteze dar Denis o trăgea deja spre masă și îi turna vin în pahar. Nu te poți opune, a șoptit el. Imediat îți va fi cald și vesel. Anastasia nu mai putea rezista insistenței tânărului și puternicului băiat. Capul îi se învârtea și picioarele îi dădeau chiu cu chiu, dar Denis continua să o învârtească în dans. Fata nu a observat cum le semna la prietenilor să plece din cameră. Cum au ieșit din cameră? Ceea ce s-a întâmplat în acea seară, ea își amintea vac. Nu și amintea nici cum a ajuns în camera ei, cum s-a culcat, nu-i plăcea să deschidă ochii. Capul o durea și era foarte greață. Anastasia a încercat să se ridice. Dar tu te-ai îmbătat ieri, mamă, a spus Olia înclinându-se peste ea cu un pahar cu apă în mână. Se pare că ești o adevărată alcoolică, Anastasia a băut din paharul întins de Olia și s-a așezat pe pat. În fața ochilor ei totul plutea. Ce s-a întâmplat? A întrebat cu voce stinsă pe vecină. O fată necunoscută te-a dus. Mi-a fost chiar milă de tine, în ce stare erai. Anastasia ei era foarte rușine. Cu ea nu se mai întâmplase niciodată așa ceva în viață dar când și-a amintit de Denis și de tot ce se întâmplase. Capul ei a durut și mai tare. Fata a căzut din nou în pat, acoperindu-se cu pătura deasupra capului. Cum am putut să permit asta? Și cum a putut el să mă trateze așa? S-a gândit ea, scufundându-se în somn. La începutul lunii iunie, studenții s-au despărțit de casele lor, au început vacanțele. Anastasia nu l-a mai văzut pe Denis. Se temea foarte mult de această întâlnire. Olga Petrovna și-a ținut promisiunea și a putut să se înțeleagă cu directorul, ca Anastasia să rămână să lucreze în bibliotecă. Într-una din zile, fata cu o mică geantă cu lucruri a venit acasă la Olga Petrovna. Intră, dragă, a invitat femeia pe Anastasia. Acomodate și nu te sfii, te rog, simte ca acasă acum îți voi arăta tot aici. Olga Petrovna a condus-o pe fată prin apartament. Locuința femeii era mică, dar foarte confortabilă. Peste tot erau răspândite frumoase șervete croșetate, pe comodă erau figurine de porțelan. Dar cel mai uimitor era dulapul cu cărți. Câte cărți aveți? A exclamat Anastasia cu admirație. Da, dragă, Biblioteca mea s-a adunat de-a lungul anilor, zeci de ani. Anastasia a privit cu curiozitate rafturile pline. A vrut să-i pună o întrebare Olgăi Petrovna, dar ea însă și a răspuns, nu te fi, dacă vrei să citești. Ia orice carte vrei. Mulțumesc. Voi citi cu siguranță. Au băut ceai cu gogoși delicioase, iar Olga Petrovna i-a făcut Anastasiei patul în sufragerie, Canapia. Vei dormi aici, a spus femeia. Lenjeria de pat o punem în dulap, prosopul pentru tine l-am agățat în baie. Vă mulțumesc atât de mult, a spus Anastasia. Nu trebuie, a zâmbit Olga Petrovna. Știi, cum mă vor exploata bibliotecarii, așa că pregătește-te să muncești. O să mă străduiesc, a răspuns fata. În fiecare dimineață ele împreună beau ceai, apoi mergeau la școală. Lucrarea era într-adevăr multă, dar Anastasie îi plăcea. Seara, de asemenea, se întorceau împreună acasă, cinau și se culcau. Anastasia putea să citească cărți până la miezul nopții, aprinzând lampa, o fascinau colecțiile din biblioteca de acasă a Olgăi Petrovna. Îi plăcea să citească cât mai multe cărți. Zilele treceau cu o viteză nebună. Vara se apropia treptat de sfârșit, în curând trebuiau să înceapă cursurile la școală. Datorită grijii Olgăi Petrovna, Anastasia aproape că nu-și cheltuia salariul mic, și până la sfârșitul verii i-a reușit să economisească o sumă pe care a decis să o pună deoparte pentru orice eventualitate. Într-o zi, beau ceai cu Olga Petrovna, făcând o pauză în lucru femeia turna băutura aromată închisă la culoare în cești. Taie niște cârnați, i-a cerut pe asistenta ei la bibliotecă. Ia din tăvița care stă în dulap. Fata a mers la dulap și a deschis ușa. În nasul ei a lovit un miros puternic de cârnați cracou. Simțind senzații neplăcute în stomac, Anastasia și-a pus palma la gură și a fugit din bibliotecă. Abia a avut timp să ajungă la toaletă. Întorcându-se înapoi, fata a observat un privire atentă a Olgăi Petrovna. Este ceea ce am crezut, copilă?" A întrebat femeia. Anastasia a dat din cap și s-a așezat pe un scaun lângă fereastră. De mult timp?" În mai." Ce vei face acum?" A întrebat Olga Petrovna, clătinând din cap. Tatăl copilului știe măcar că vei naște în curând?" Nu, și nu trebuie să știe, a răspuns Anastasia. Încet. Iată că ai greșit, a spus Olga Petrovna. A crește un copil este o treabă dificilă. Iai fi spus. Nu știu unde este. A plecat de aici, încă din iunie, când a primit diploma. Bine, du-te acasă, odihnește-te, stai jos, voi gândi ce să fac pentru a te ajuta. Anastasia a plecat. Olga Petrovna a format numărul prietenei sale din ginecologea orașului. Care este termenul? a întrebat prietena ei. Aproximativ patru luni, a răspuns Olga Petrovna. Nu mă voi apuca, a răspuns vocea de la celălalt capăt al firului. Fata este foarte tânără, iar termenul este mare, va trebui să nască. Olga Petrovna a închis telefonul și s-a gândit i-a fost milă de Anastasia. Nu avea pe nimeni să o ajute, orfană de la vârsta de o zi. Mai avea doi ani de studiu, dar unde să lucreze, să se angajeze cu un copil în brațe? Și unde îl va lăsa să meargă pentru a merge la școală? Cu ce îl va hrăni? Cum îl va îmbrăca? Ce rămâne să facă săracei fete, să nască copilul și să procedeze la fel ca mama Anastasiei cândva, să-l lase în orfelinat? Olga Petrovna își punea atât de multe întrebări și nu că s-a răspuns la niciuna dintre ele. În februarie, Anastasia a născut un băiat. Olga Petrovna a luat-o personal din maternitate. Cu câteva luni în urmă, ea a luat decizia că o va lua pe fată la ea acasă, o va ajuta cât va putea, cât timp va avea forțe, iar când va sta pe picioare. Poate va deveni asistentă pentru bibliotecara deja în vârstă. Bebelușul a fost numit Dmitri, Mihai, dacă pe nume. Restul anului școlar, Olga Petrovna și Anastasia au împărțit grija de Mihai între ele. S-au înlocuit cât au putut, s-au descurcat cum au putut. Când nu avea pe nimeni să rămână acasă cu copilul, mergeau la vecina lor, mătușa Nina. Pensionara nu a refuzat niciodată să ajute o mamă singură cu un copil mic. Întotdeauna, înainte de a accepta Ținea o cuvântare. În general, ea a gândit când se culca cu un bărbat în pat, a certat-o mătușa Nina. Da, proastă, a clătinat din cap Anastasia, care stătea lângă ea. Nu proastă, ci fără minte, a continuat pensionara. Da, da, fără minte, a clătinat din nou din cap Anastasia. Și acum se chinuie, biata, nu s-a lăsat mătușa Nina. O. Se chinuie, ajutați-o, salvați-o, stați cu Mihai, vă rog, a implorat Olga Petrovna. Da, mă voi uita, unde să mă duc, copilul nu are nicio vină, a acceptat în cele din urmă vecina. Așa s-au descurcat. Când Mihai a împlinit doi ani, Anastasia l-a dus la un grădiniță de zi. Ea însă și-a mers să lucreze la o croitorie. Adevărat, au luat-o doar ca ucenică iar salariul era foarte mic. Dar fata spera că foarte curând totul se va schimba. Perioada de probă se va încheia și va primi suficient pentru a trăi independent, fără a mai trăi pe capul Olgăi Petrovna. A trecut încă un an, iar Olga Petrovna a murit. A fost un șoc real pentru Anastasia. În tot timpul în care a locuit în apartamentul femeii, fata a ajuns să o iubiască. După înmormântare, Anastasia a fost nevoită să se mute din apartamentul Olgăi Petrovna. Au început zilele cu adevărat negre. Cu salariul ei de mizerie, Anastasia a reușit să închirieze o cameră, care mai degrabă se mâna cu o cămară de depozit, unde nu existau niciun fel de facilități și nici ferestre. Aproape toată săptămâna, Mihai era la grădiniță de zi, ceea ce puțin mai ușura viața fetei ea însă și venea în căsuța ei doar pentru a dormi de la constantul subalimentare, de la care fata slabă s-a subțiat foarte mult. Uneori, angajații croitoriei o invitau să bea ceai și o hrăneau, dar se întâmpla așa rar. Salariul nu era suficient, Anastasia a decis să vorbească cu directorul. Ați promis că mă veți transfera curând de la ucenic, a spus ea. Tu încă n-ai dovedit că poți îndeplini comenzile calitativ, iar clienții noștri sunt capricioși. Dar cum să trăiesc cu o asemenea salariu? Se voi căre Anastasia. Nu te mulțumește salariul? Atunci ești concediată. Discuția s-a terminat. Directoarea i-a arătat Anastasiei ușa. Oftând, fata s-a îndreptat spre locul ei de muncă. În acel moment, administratora atelierului vorbea cu un client. Era un bărbat bine îmbrăcat, în jur de 30 de ani. Bună ziua, domnule Nicolae Petrovici, cum se simte prețioasa dumneavoastră mamă? Totul este bine. Leșina administratora. Da, mulțumesc, a răspuns bărbatul. Iată, tocmai pentru ea trebuie să ridic paltonul. Acum, acum, se agită administratora. Anastasia, adu comanda stă acolo pe masă. Anastasia a adus comanda ambalată. Iată, paltonul dumneavoastră mamă a fost scurtat, am făcut tot ce trebuie, chiar mai bine decât trebuia. Mama dumneavoastră va fi mulțumită, nu se mai dădea bătută administratora. Bărbatul o examina pe Anastasia în mod apreciativ. Văzând asta, administratora s-a apropiat de fată și a șoptit, ce stai? du-te la muncă. Întoarcându-se, Anastasia se pregătea să se întoarcă la locul ei de muncă, dar bărbatul a oprit-o. Tânără, așteptați! Ce mai este? Se neliniște administratora. Nu este nimic, doar că vreau să vorbesc cu această tânără față în față. Nicolae Petrovici a aruncat o privire semnificativă administratorei, iar privirea lui o invita clar să plece. Vă numiți, se pare, Anastasia? a întrebat bărbatul. Da, spuneți-mi, ați luat masa azi. Întrebarea lui Nicolae Petrovici a fost o surpriză pentru Anastasia, care s-a zăpăcit. Cred că încă nu ați avut timp, a presupus Nicolae. Îmbrăcați-vă, să mergem la prânz împreună la cafeneaua de lângă. Am nevoie foarte mult de companie, nu pot mânca singur. Văzând că Anastasia este intant, a adăugat, refuzuri nu accept. În micul cafenea, Nicolae a comandat câte un salată, un fel principal și un desert cu cafea aromată. Anastasia uitase când mâncase atât de multă mâncare gustoasă și sățioasă. Nicolae s-a dovedit a fi un bărbat foarte amabil, față în față cu Anastasia, aerul de superioritate a dispărut. El o tot întreba pe fată de tot felul de lucruri, încerca să fie un bun interlocutor, și ieșea excelent. La început, Anastasia s-a simțit stânjenită, dar apoi a înțeles că Nicolae o tratează cu bunătate și s-a liniștit. Ce faci mâine seara? a întrebat bărbatul, conducând-o pe Anastasia până la atelier. Nimic, a răspuns fata. Hai să mergem undeva la cinema, de exemplu. A propus Nicolae. Da, mi-ar plăcea, a răspuns Nastasia. Mihai este la grădiniță. Seara singură, în odaie, fără ferestre, a devenit de nesuportat pentru ea. A doua zi după serviciu, Nicolae a întâlnit-o pe Nastasia la intrarea în atelier. El conducea o mașină străină frumoasă. Au avut o seară minunată după vizionarea filmului. Au stat la o cafenea. Iar apoi Nicolae a dus-o pe Anastasia acasă. Este adevărat, fata l-a rugat să se oprească la o altă casă, pentru că acest bărbat galant și autosuficient să nu înțeleagă unde locuiește. Nicolae și Anastasia au început să se întâlnească. Aceste întâlniri i-au deschis fetei un alt tărâm. Ea s-a distrat cu Nicolae fără griji, cald-hrănitoare și confortabilă. Cu toate acestea, la sfârșit de săptămână îi refuză întotdeauna întâlnirile, nu avea unde să-l ia pe Mihai, Anastasia a ascuns cu insistență faptul că avea un fiu. Vreau să te invit în weekend la un sanatoriu în afara orașului, e frumos acolo, pădure, râu, aer curat. Eram în pat, în apartamentul lui Nicolae. Nu pot, trebuie să merg să-mi vizitez mătușa la sat, a mințit Anastasia, e bolnavă și are nevoie de ajutor. Ce miloasă ești, dragă, așa o să-ți treacă toată viața și nu vei apuca să te bucuri de ea." Ce să fac? Trebuie să ajut pe cei dragi," a oftat Anastasia, gândindu-se cât de urâtă este să mintă pe cel cu care se simte atât de bine. Mai mult de un an se întâlnea Anastasia cu Nicolae. Adesea rămânea la apartamentul lui câteva zile. Vreau să fii lângă mine, să gătești pentru noi cina." să vreau să adorm și să mă trezesc cu tine, spunea Nicolae. Anastasia se topea la auzul acestor cuvinte, îi plăcea foarte mult acest bărbat. În plus, el îi făcea viața mai prosperă, mai lipsită de griji, dar în weekend fata pleca mereu la o mătușă imaginară din sat. Problema cu Mihai nu se rezolva deloc. Anastasia se temea să-i spună lui Nicolae că are un fiu. Sunt însărcinată. Această veste Anastasia nu a îndrăznit să o spună lui Nicolae imediat, nu știa cum va reacționa la o astfel de întorsătură a evenimentelor. Bărbatul a tăcut o clipă, apoi a luat-o pe fată în brațe, a început să o învârtă prin cameră, o săruta pe burtă, o mângâia, căzând în genunchi în fața ei. E o veste minunată, se bucura el. De mult visam la un fiu, nu mi-ai putea face un dar mai bun, dragă, iubită scumpă. Anastasia era fericită. Se temea foarte mult că în planurile lui Nicolae nu intră copii. Dar reacția lui i s-a părut că atitudinea lui față de Anastasia este mai mult decât serioasă. Nu vei mai merge la muncă, a declarat într-o dimineață Nicolae. Trebuie să te ferești, copilul nostru trebuie să se nască sănătos. Rămâi acasă, bucură-te, ocupă-te de ce vrei, bani, cât vrei, doar spunem și îți dau. Anastasiei această întorsătură a evenimentelor îi convenea, ei însă și ei era plictisitor să meargă în fiecare zi la atelier pentru un salariu de nimic. În plus, din cauza sarcinii se simțea nu prea bine. Câteva săptămâni ea a petrecut liniștit în apartamentul lui Nicolae, unde a mutat toate lucrurile ei simple. În weekend continua să meargă la mătușa bolnavă la sat continuând să-și înșele concubinul, neîndrăznind să-i spună că are un fiu. Dar într-o zi totul s-a schimbat. Nu mai trebuie să mergi la sat, dragă, a spus Nicolae într-un ton imperativ. Drumul e zguduitor și mai trebuie să ajuți și la treburi casnice. Acest lucru poate avea un impact negativ asupra sănătății tale și a sănătății bebelușului nostru. Dar a încercat să obiecteze, Anastasia Nicio, dar Nicolae a spus, ca și cum ar fi tăiat, acest lucru nu este discutat. În seara asta, Anastasia l-a luat pe Mihai de la grădiniță și l-a adus acasă la Nicolae. Când bărbatul a intrat în ușă, ea stătea în fața lui cu o expresie vinovată. Dragă, trebuie să-ți spun ceva. Și ce ai tu vești bune? Ai fost la ecografie. Vom avea totuși un băiat. Nicolae era într-o dispoziție bună și o bombarda cu întrebări. Nu, știi, nu ți-am spus. Anastasia se clătina indecisă. Și atunci, din bucătărie, a ieșit Mihai. Cine este surprins? a întrebat Nicolae. Este. Fiul meu, Mihai, a răspuns Anastasia. Care alt fiu? Tu ce, ai decis să glumești cu mine? este un truc sau o repetiție? Vrei să te simți ca un tată în avans? Este adevărat, fiul meu Mihai a declarat deja într-un ton mai ferm Anastasia. Nicolae a prins-o de mână și a târât-o în cameră. Ce, ai înnebunit, a stricat. Nu mi-ai spus niciodată că ai un copil mic. Nu știam cum vei reacționa la asta, se justifica Anastasia. Ah, nu știa a continuat să strige Nicolae. Așa că știu, nu m-aș fi încurcat niciodată cu o fată care și-a făcut un copil, nu înțelege cine. Dar Nicolae este totuși un copil mic, ce diferență face de la cine este el? Ah, ție ți se pare și că nu-ți pasă de la cine să naști, dar ești o mizerie, Nicolae a răspuns Anastasiei o palmă, ca mâine să nu-l mai fie în casa noastră. Unde să-l duc? mătușile l-au dus la sat. Nu există nicio mătușă, a recunoscut Anastasia, coborâtă capul. Îl luam pe Mihai la sfârșit de săptămână de la grădinița non-stop. Da, tu ai mințit-o tot timpul pe mine. Mâna grea lui Nicolae a căzut pe cealaltă obraz a fetei. Elimină-mă, nu-mi pasă, cum vom avea propriul nostru copil, acesta nu-mi este necesar aici. A ieșit din cameră, Ia Anastasia s-a așezat pe pat și a plâns. Micul Mihai a alergat la plânsul mamei sale, l-a îmbrățișat cu mâinile sale calde. Îl ruga să nu plângă, mamă. Din cauza durerii, durerii, din cauza faptului că Nicolae nu vrea să accepte fiul ei, din cauza groazei de a rămâne singură și cu al doilea copil în brațe, mintea Anastasiei s-a întunecat. Dimineața de vreme, i-a adunat pe Mihai a scris o notă și a mers cu el pe stradă, unde o priveau ochii ei. Ea însă și nu-și amintea cum a ajuns la stația de autobuz, a urcat în primul autobuz care a apărut și a ajuns într-un sat izolat. Acolo l-a lăsat pe fiul ei să stea pe o bancă lângă o biserică semi punând în mâna copilului o notă de renunțare la fiu. Întorcându-se înapoi acasă, ea s-a înfășurat într-o minge în pat și a stat așa până seara. Nu a mai avut putere să nu plângă, să nu țipe de durere, să nu se gândească la viitor. Ceva a murit în acea zi în sufletul Anastasiei. Ca și cum mecanismul ceasului s-ar fi stricat și ar fi încetat să ticăie. În seara aceea a revenit Nicolae. Te-ai descotorosit de cățelul tău, a întrebat el cu un ton dur. Da, a răspuns stins Anastasia. Ei bine și bine, așa e corect. Acum e familia noastră și curând va fi copilul nostru. Tonul bărbatului s-a înmuiat imediat, s-a așezat pe pat lângă Anastasia, a mângâiat-o pe umăr. Ești o fată cu minte, la noi totul va fi bine. Nimic bun nu va mai fi, a gândit Anastasia, și a căzut într-un somn profund. S-a trezit de la o durere puternică în stomac, în interior era ca și cum cineva o tăia cu un cuțit. Fata a strigat. Ce s-a întâmplat? A întrebat Nicolae trezit. Cei cu tine, dragă? Doare, foarte tare, a plâns Anastasia. Anastasia, așteaptă, răbdează-te, acum sunt la ambulanță. Bărbatul a apucat telefonul. Anastasia a fost dusă la spital, a avut un avort spontan. Nicolae se zbătea pe coridorul spitalului, Abia nu urla ca un animal sălbatic. Doctore, de ce s-a întâmplat asta? A întrebat el, apărând în coridor un medic. Cauzele pot fi diferite, a răspuns medicul. Cel mai adesea se întâmplă din cauza stresului, din cauza unor experiențe puternice, tulburările nervoase sunt periculoase în timpul sarcinii. Nicolae s-a așezat pe un scaun și a acoperit capul cu mâinile. Nici măcar nu a întrebat medicul despre starea Anastasiei sau despre cum a suportat operația. Îl preocupa doar faptul că acum nu va avea un copil. Peste câteva zile, bărbatul a adus-o pe Anastasia acasă, ea era palidă, se simțea slabă și obosită. Nici o problemă, noi vom mai avea copii împreună. Adevărul este că Nicolae vorbea parcă nu cu ea, ci se încuraja, se liniștea pe sine. Mai avem timp, ești tânără, puternică, te vei însărcina. Atunci, cu siguranță, vei naște un moștenitor. Lună de lună, Anastasia stătea în apartament aproape fără să iasă nicăieri. Nicolae o forța să mănânce bine, îi cumpăra tot felul de vitamine. Era obsedat de gândul că Anastasia trebuie să rămână însărcinată imediat, dar acest lucru nu se întâmpla. Într-o zi, când Anastasia a făcut un nou test și acesta a arătat că nu a rămas însărcinată, Nicolae a plecat din casă și a revenit beat. Ești goală ca această sticlă, a urlat el de la intrare, nu poți să naști un copil. Nicolae a trântit-o pe Anastasia la pământ, iar ea a scăpat, dar el a lovit-o cu putere de durere. Fata a leșinat. Când și-a revenit, a realizat că se afla singură în apartament. În dormitor ardeau becurile de la Veioză. Anastasia s-a ridicat cu greu de pe podea și s-a dus la o Fața ei era umflată, dar nu avea vânătăi. Nicolae știa să bată așa încât să nu fie observat de ceilalți. În schimb, tot corpul ei durea. Asta e de ajuns, a gândit Anastasia. De mult timp se gândea că ar trebui să plece de la Nicolae. De-a lungul a cinci ani. Viața ei fusese uniat. După ce fata a pierdut copilul lui Nicolae, acesta s-a transformat într-un animal crud și cinic, căruia nu-i păsa de sentimentele ei. El se gândea doar la el și la faptul că vrea să devină neapărat tată. Dar unde să meargă, dacă Anastasia nu avea pe nimeni. Mai bine ar fi continuat să trăiască într-o cămăruță fără ferestre și să lucreze pe salarii de mizerie la atelier dar alături de ea ar fi fost Mihai. Din cauza fricii de a se afla din nou în sărăcie, Anastasia a pierdut fiul ei, lăsându-le într-o mică sat, pe o bancă, singur. Doamne, ce am făcut? E încă viu Mihai? Se gândea Anastasia. Toate aceste ani, ea și alungase gândurile despre fiul ei, dar acum își dădea seama clar că trebuie să afle ce se întâmplă cu el și unde este acum. Anastasia a intrat în baie, s-a spălat și și-a strâns lucrurile într-o geantă mică. Ieșind din casă, s-a îndreptat spre stația de autobuz, pentru a ajunge în satul unde își lăsase copilul. Strada era luminată de felinare. Noaptea adâncă învăluia orașul. Ajunsă la autogară, Anastasia s-a așezat pe o bancă, așteptând primul autobuz. Neobservată, a adormit. Somnul ei a fost întrerupt de un glas masculin. Domnișoară, vă simțiți rău? Nu, nu, a răspuns Anastasia, neajungând imediat să înțeleagă unde se află și ce se întâmplă. Ce faceți aici? Aștept autobuzul. Așa, el stă deja pe peron. Primul autobuz este al meu. Anastasia a sărit în picioare și s-a grăbit spre vehicul. Istoria de acum cinci ani se repeta. Ea se clătina din nou pe gropile drumului, într-un autobuz în care nu era nimeni. Din nou, pe fereastră se strecurau copaci roșii ruginii, căsuțe din lemn, câmpuri goale care se pregăteau pentru primul zăpadă. Numai că lângă ea nu era micul Mihai. Ieșiți, destinația finală, a auzit ea vocea șoferului. Anastasia a coborât și a pornit pe stradă. Doar că ea nu recunoștea acest loc. În locul micului sat era un cartier rezidențial cu case frumoase, identice. Poate că autobuzul m-a adus în alt sat? Se gândea fata. Dar, deodată, a văzut biserica, aceeași lângă care, cândva, îl lăsase pe micul Mihai. Anastasia s-a grăbit spre templu pentru a se asigura că a ajuns acolo. Găsind vechea bancă, S-a liniștit. Asta e sigur aici. Fata s-a așezat pe bancă. Ce se întâmplă mai departe? Cum să aflăm unde este Mihai? Se gândea ea? Capul ei se învârtea puternic de la înțelegerea a ceea ce făcuse cu cinci ani în urmă. Inima ei țiuia de imposibilitatea de a afla unde este fiul ei. Sufletul omiustra nemilos pentru gestul groaznic. Fato și se pare rău? În fața Anastasiei stătea o femeie cu eșarfă, care tocmai ieșea din biserică. Nu știu, a răspuns șoaptă Anastasia. Poate doriți apă? Da, aș vrea foarte mult să beau. Anastasia simțea cum i se usucă gâtul. Femeia a scos din geantă o sticluță mică de apă și i-a întins-o Anastasiei. Aveți nevoie de ajutor. A întrebat femeia cu eșarfă. Unde vă duceți? Unde este casa dumneavoastră? Nu am casă, a răspuns Anastasia. Femeia s-a așezat lângă ea pe bancă, a tăcut puțin, realizând că lângă ea se află o fată care a căzut în necaz. Cândva, pe aceeași bancă, i-a găsit propriul ei fiu mic, care era și el în necaz. L-a abandonat. Mama lui l-a lăsat în grija statului. Gândindu-se la toate acestea, femeia a luat decizia de a ajuta fata. Mă numesc Ecaterina, și pe tine cum te cheamă? A întrebat ea. Anastasia. Știți, noi am venit de curând aici. Soțul meu a construit o casă mare, iată, a arătat cu mâna spre clădirea luxoasă din spatele gardului înalt. Eu sunt bolnavă, mi-e greu să fac ceva prin casă și am nevoie de o ajutoroare așa că cea care aveam înainte, în apartamentul nostru din oraș, a refuzat să se mute. Poate că sunteți de acord să locuiți cu noi și să ajutați la treburile casnice? Vom plăti bine. Anastasia nu avea unde să meargă, așa că a decis să accepte. În plus, aici avea șansa să afle ceva despre fiul ei. Femeia a condus-o pe Anastasia la casă. Intrați, nu vă sfiți, a invitat Ecaterina, deschizând poarta. Anastasia a privit cu uimire curtea cu o parcare mare pentru mașină, o frumoasă becoasă și o terasă împletită cu ultimele flori de toamnă. Casa frumoasă cu balcon la etajul 2 au uimit-o cu totul. Ea nu fusese niciodată în astfel de case, deci văzuse că oamenii trăiesc în confort. Anastasia, vă descurcați, acum veți locui aici, a spus Caterina și ce trebuie să fac. Să faci curățenie în casă, să ajuți la grădină cu florile, să gătești mâncare. Știi să gătești. Voi încerca să vă mulțumesc, a răspuns Anastasia, nesigură de abilitățile sale culinare. Nu vă faceți griji, a continuat Caterina. Eu nu sunt pretențioasă la mâncare, soțul meu este mai desplecat în oraș, pentru că se întoarce mereu târziu, iar dimineața bea doar cafea. Pentru asta există o mașină de cafea, dar pe fiu dimineața trebuie să-l hrănești. Atunci am uitat să vă spun, avem un fiu de 10 ani, Dmitri. Băiatul este independent, dar dimineața are nevoie de un mic dejun consistent. Apoi, soțul îl duce la liceu, iar mai mult, Mihai iubește foarte mult produsele de patiserie, prăjiturile, diversele torturi. Dacă puteți face asta, va fi fericit. Auzind un astfel de nume drag, Anastasia s-a neliniștit. Fiul ei se numește și el Mihai. Doar că nu știe unde este bebelușul. Și unde este acum fiul tău? E într-un tabără de limbi străine, unde copiii sunt pregătiți pentru limbile străine, a răspuns Caterina. Mihai se va întoarce în câteva zile. În acest timp, vă veți acomoda, să mergem, vă voi arăta camera dumneavoastră. Femeia a condus-o pe Anastasia pe coridor, a deschis una dintre uși. Camera era destul de spațioasă și luminoasă, în centru era o canapea, un dulap și o comodă. Cred că vă va fi confortabil aici, a spus Caterina, zâmbind. Sigur, mulțumesc, aici este foarte confortabil, a răspuns Anastasia. Anastasia pot să mă adresez pe tine? A întrebat Caterina. Da, desigur, cum să vă numesc? Chemați-mă Ecaterina Victorovna, cred că așa va fi convenabil atât pentru tine, cât și pentru mine. Bine. Ei bine, hai să mergem să-ți arăt bucătăria, toată vesela, spațiul tehnic, unde poți spăla și călca lenjeria. Au ajuns în bucătărie. Anastasie i-a plăcut foarte mult interiorul, toată mobila era luminoasă, multă tehnică diferită. În mod neașteptat, pe scări a apărut un bărbat, care cobora în jos, cu interes observând ceea ce se întâmpla în bucătărie. Dragă, bună dimineața! Bărbatul s-a apropiat și a sărutat-o pe Caterina. Serghei, am găsit o ajutoare de casă pentru noi, a spus femeia. Uite! Cunoaște-te. Aceasta este Anastasia. I-am arătat deja camera ei, iar acum ne familiarizăm cu tot cealaltă. Excelent. Sunt foarte bucuros. Anastasia, că acum ne va fi mai ușor să trăim? A zâmbit Serghei. Casa este mare, soției este greu să se descurce cu gospodăria. Mă bucur să vă văd. Foarte bucuros. Acum voi fi mai puțin îngrijorat când plec la serviciu. Știți eu revin foarte târziu. Serghei a luat o ceașcă din dulap, a pornit mașina de cafea, aparatul a răcnit, a scârțit, iar apoi din gurițele cănii a curs o lichidă întunecată și aromată. Ecaterina i-a făcut un semn cu ochiul Anastasiei. Ce ți-am spus? Nu-i trebuie omului o omletă, nici o nici cârnați. O ceașcă două de cafea și el este gata să se ocupe de treburi toată ziua. Femeia a râs, a zâmbit și Serghei. Iar ce preferințe aveți la cină? A îndrăznit să întrebe Anastasia. Cele mai obișnuite preferințe masculine, a răspuns Serghei. Carne, în orice formă, legume, asta e, probabil, tot. Mai am o întrebare, și anume, cum să fac cumpărăturile de produse, detergenți, praf de spălat. Văd că te descurci, Anastasia, a zâmbit fericită Ecaterina. Iată, aceasta este o întrebare cu adevărat. Sergei a băut cafeaua din ceașcă și a pus-o pe masă. Știți, până vom rezolva această problemă, veți merge cu taxiul în oraș, unde este suficient să ajungeți la un hipermarket pentru a cumpăra tot ce aveți nevoie. Bine, a răspuns Anastasia. O, oh, Anastasia, ce gospodină nepricepută! s-a speriat Ecaterina. Nici măcar nu ți-am oferit cafea. Hai să o facem. Ea a luat două căni, le-a pus pe suportul mașinii de cafea și a spus, apăsând pe această tastă, acum pe aceasta. Anastasia a făcut așa cum i s-a spus și, în câteva minute, două căni de cafea erau gata. Dar iată că nu este nimic complicat, a aplaudat cu bucurie Caterina. Așa că, fetelor, trebuie să plec la serviciu, rămâneți și nu vă plictisiți. Serghei a ieșit din bucătărie, iar Ecaterina l-a urmat. Anastasia a văzut pe fereastră cum soțul și soția se despărțeau cu tandrețe, cum el se urca în mașină și ieșea pe poartă. Când Ecaterina s-a întors, Anastasia spăla cănile. Anastasia, nu este absolut necesar să speli vasele de mână, pentru asta există mașina de spălat vase, a spus Ecaterina, zâmbind binevoitor. Nu-mi este greu, a răspuns Anastasia. Tot restul zilei l-a petrecut familiarizându-se cu casa. A mers prin curte, a aruncat o privire în magazie, unde era instrumentul, mături, lopeți, greble. În utilajul gospodăresc a găsit tot ce era nevoie pentru curățenie. Ecaterina a spus că astăzi nu este nevoie să se facă curățenie în casă, dar mâine trebuie făcută o curățenie temeinică, deoarece a doua zi din tabără se va întoarce Mihai. Mihai, cât de ciudat este că am ajuns într-o casă în care fiul se numește la fel ca al meu, bietul băiat, a gândit Anastasia, adormind în noua ei cameră. A doua zi, în casă domnea o atmosferă emoționantă, familia aștepta întoarcerea fiului iubit, Mihai. Anastasia a curățat cu atenție camera băiatului, iar apoi a întrebat-o pe Ecaterina, Ecaterina Victorovna, ce fel de prăjituri îi place lui Mihai? Prăjituri cu varză și un tort dulce cu vișine, a răspuns mama băiatului. Așa că nu avem vișine astăzi, dar prăjiturile cu varză sunt destul de realiste, a aprins-o ideea de a-l încânta pe băiat, Anastasia. Excelent, va fi foarte încântat, s-a bucurat Ecaterina. Anastasia s-a așezat la masă în bucătărie cu un tablet, pentru a găsi pe internet rețeta celor mai gustoase prăjituri cu varză. După două ore, casa era plină de un miros magnific de prăjituri proaspete, iar Ecaterina a fost pur și simplu încântată. Ești o adevărată bucătară, Anastasia. Nu sunt eu, Ecaterina Victorovna, este internetul, a zâmbit Anastasia. Stare de spirit a părinților băiatului i s-a transmis și ei. Ea, de asemenea, aștepta cu nerăbdare întoarcerea lui Mihai. În cele din urmă, poarta s-a deschis și în curte a intrat gipul lui Serghei. Ecaterina a alergat în curte să-și întâmpine fiul. Anastasia a privit pe fereastră cum Serghei, soțul ei, a coborât din mașină cu fiul lor cum Ecaterina i-a îmbrățișat pe băiat și cum soțul ei a scos din port bagaj un bagaj. Familia s-a îndreptat spre casă, iar Anastasia s-a grăbit în hol pentru a-l întâmpina politicos pe copilul familiei. Anastasia, cunoaște-le pe fiul nostru, Mihai. Mihai, avem acum o ajutoare în casă. Asta este Anastasia, i-a prezentat Ecaterina fiului ei pe femeia de serviciu. Anastasia a simțit că îi dau grele. În fața ei stătea și zâmbea fiul ei, Mihai. Lăsat în urmă cu cinci ani pe o bancă, lângă o biserică dărăpănată. Băiatul crescuse, ea nu l-ar fi putut confunda cu nimeni altcineva. Bună, Anastasia, sunt Mihai, a spus băiatul, întinzându-i mâna pentru a se saluta. Bună, a răspuns ea, abia reușind să vorbească mă bucur să te cunosc. Și eu, a răspuns Mihai, apoi a inspirat adânc. Ce miroase atât de bine! Anastasia a preparat piroșii cu varză preferația tăi, a spus Caterina cu bucurie. Super, hrăniți-mă! Sunt înfometat! Familia a intrat în bucătărie, iar Anastasia a rămas în hol, uluită. A găsit-o pe fiul ei, dar el îi numește pe alți oameni mama și tata. Îi iubește, ei îl divinizează. Ce să fac acum? După ce a reflectat, a decis că va continua să lucreze și să locuiască în acea casă atât timp cât va putea, doar pentru a fi aproape de Mihai. Doar pentru a-l vedea și a-l auzi în fiecare zi, pentru a-l observa cum crește, cum învață, pentru a urmări succesele sale. Îi va oferi fiului ei toată căldura și dragostea ei, chiar dacă niciodată nu va putea să-i mărturisească că este mama lui. Mihai a crescut, iar Anastasia a încercat să fie pentru el un prieten apropiat. S-au împrietenit cu adevărat. Mihai iubea să citească la fel de mult ca și Anastasia. În fiecare lună, Anastasia găsea o modalitate de a cumpăra pentru fiul ei o carte nouă și interesantă. Discutau adesea despre diferite opere literare, uneori se certau, dar în mare parte părerile lor coincideau. La 16 ani, părinții lui Mihai i-au făcut cadou un scuter. Mihai a fost încântat. Wow, mami, tati, acesta este cel mai tare cadou din viața mea, a exclamat el, admirând calul de fier. Mai târziu, Anastasia s-a adresat Caterinei. Ecaterina Victorovna, nu vi se pare că Mihai este încă prea tânăr să aibă propriul său vehicul și să iasă pe drum? Este periculos, nu? Ce vrei să spui, Anastasia? Nu este chiar un motocicletă, ci doar un scuter, a spus Ecaterina. Și de ce ești așa agitată? Doar mi se pare, nu te îngrijora, a întrerupt-o Ecaterina pe Anastasia. Mihai este un băiat rațional, nu va conduce cu viteză. Mihai, de fapt, a condus cu grijă, dar scuterul l-a atras atât de mult, încât a încetat să mai citească deloc și aproape că nu mai vorbea cu Anastasia despre cărți. Acest lucru a dezamăgit-o. Ea simțea că își pierde legătura cu Mihai, pe care o construia de atâția ani. Într-o zi, la cină, când toată familia era la masă, Mihai i-a șocat pe părinții săi cu o știre neașteptată. Mami, tati, a spus el, punând furculița și cuțitul jos. Am o fată pe care o iubesc foarte mult și vreau să vă cunosc. Părinții au încetat să mănânce și s-au uitat uimiți la fiul lor de 16 ani. Primul care și-a revenit a fost Serghei. Frumoasă, a zâmbit el, încercând să pară calm. Foarte frumoasă, tati, a răspuns băiatul. Anastasia privea această scenă înghețată cu un platou în mâini. Băiatul ei se îndrăgostise, avea o fată. Aceste gânduri îi aduceau bucurie, dar o și îngrijorau în același timp. Actualizat, fiule, cine sunt părinții ei? A întrebat Caterina. Mamă, ce importanță are cine sunt părinții ei? Principalul lucru este că o iubesc, s-a indignat Mihai. Știi, este foarte important cine sunt părinții unei persoane, deoarece de asta depinde în mare măsură genetica, obiceiurile, bolile, în cele din urmă, a spus Caterina, ridicându-se de la masă. Iată, de exemplu, tu. De ce mai ai uimit, Mihai? Tu te-ai născut într-o familie bună și prosperă, la părinți educați și alfabetizați, care au absolvit studii superioare și au obținut prosperitate pentru a oferi tot ce este mai bun copilului lor. Iar dacă o persoană se naște într-o familie nefericită, atunci nu va avea niciun viitor. Anastasia asculta cu uimire acest dialog. Cum pot spune ei așa ceva unui băiat care s-a născut deloc în familia lor, care are o altă mamă, ea, Anastasia? Ecaterina, să nu fim atât de critici, a intervenit în conversație Serghei. să lăsăm pe Mihai să invite fata la noi și atunci ne vom cunoaște. Mihai, duminică voi fi acasă, invită-o pe ea la prânz. Anastasia, putem organiza un prânz pentru a cunoaște fata lui Mihai. Desigur, totul va fi frumos și gustos, a răspuns Anastasia la întrebarea lui Serghei. Iată grozav, a spus bărbatul, Ștergându-și gura cu șervețelul. Nopți liniștite tuturor, iar eu mai trebuie să lucrez puțin. Sergei a ieșit din sufragerie. Anastasia, mulțumesc, a spus el. Totul a fost foarte gustos ca întotdeauna. Ecaterina și Anastasia au rămas singure. Femeile au tăcut. Fiecare gândea la ceva al ei, dar erau gânduri îngrijorătoare. Anastasia, fă un ceai de plante, te rog, a cerut în cele din urmă Ecaterina. În ultima vreme, Ecaterina se simțea din ce în ce mai rău. A fost chemat medicul de mai multe ori, care a insistat să fie operată, dar Ecaterina nu a fost de acord. I se părea că, dacă va ajunge la spital, nu se va mai întoarce niciodată acasă. Ce crezi, Mihai a găsit o fată bună, a întrebat Ecaterina pe Anastasia. Neapărat, dacă a îndrăgit-o, înseamnă că este bună, a răspuns Anastasia, încercând să o liniștească pe Ecaterina și să se liniștească. Ea însă și era, de asemenea, îngrijorată. Nu știți, a clătinat din cap femeia, iată că urmează să intre la facultate, iar el are dragoste, vezi tu. Această fată îi va strica viața, îi va împiedica să obțină o educație superioară. Dar dacă se va dovedi a fi complet diferită, și, din potrivă, îl va sprijini în toate pe Mihai, a presupus Anastasia. Să sperăm! În general, până duminică, pregătește-te să pui masa, o să ne cunoaștem. Toată săptămâna, Anastasia a mers în oraș în căutarea celor mai proaspete și mai calitative produse. În ziua stabilită, ea se agita în bucătărie, în cuptor se rumeneau piroșii cu varză, se cocea carnea, iar pe masă erau deja mai multe salate și fructe. Inima Anastasiei a bătut mai tare când în curte, pe scuter, a intrat Mihai, iar în spatele lui stătea o fată. Mami, tati, a prezentat Mihai părinților săi pe prietena lui. Ea zâmbea timid, fata era îmbrăcată foarte simplu, bluci albaștri și un pulover blomarin. Nu se folosea deloc de machiaj, doar cenele erau ușor rimate. Familia s-a așezat la masă. Anastasia a servit carnea. Ea urmărea cu interes ce se întâmpla, fata îi se părea foarte drăguță, modestă, dar ceea ce se întâmpla mai departe a șocat-o pe Anastasia. Părinții lui Mihai au organizat literalmente un interogatoriu pentru Maria: Unde înveți? Cine sunt părinții? Unde te pregătești să intri? unde locuiești și câte camere sunt în apartamentul tău. S-a dovedit că Maria era dintr-o familie simplă. Părinții ei lucrau la fabrică, fata învăța la o școală obișnuită, nu la un liceu, ca Mihai. Se pregătea să intre la un colegiu de design peisagistic. Nu visa la o educație superioară, locuia cu părinții ei într-un apartament cu două camere. Sergei și Ecaterina nici măcar nu trebuiau să vorbească. Pe fețele lor era scris tot ce credeau despre fata lui Mihai. Simțind atitudinea negativă față de ea, Maria s-a grăbit să plece din casă. Trebuie să plec, spuse ea ridicându-se de la masă. Mă așteaptă acasă. A fost foarte gustos, îmi pare rău. Maria, tu nu ai mâncat nimic, s-a amestecat Anastasia. Dar imediat s-a oprit, surprinsă de privirea severă a Ecaterinei. Da, multă sănătate, Maria, spuse Ecaterina, fără să socotească necesar să se ridice pentru a-și însoți oaspetea până la ușă. Mihai sărise în picioare și alergase după Maria. Mitie, să o conduci pe fată și să te întorci, strigă Ecaterina după el. În sufragerie se așternu o tăcere stânjenitoare, dar în curând Ecaterina o întrerupse, adresându-se indignat soțului ei. Și tu ce taci? nu vezi pe cine a adus în casă? Văd, nu sunt orb, dar ce putem face? Răspunse Serghei. Ce putem face? Trebuie să vorbești cu Mihai și să-i spui că Maria nu este pereche. Ecaterina a început să strige. Nu te grăbi, încercă să o liniștească Serghei. Poate că totul nu este serios, vor trece o lună-două și se vor despărți. Într-o lună-două, pot face atâtea prostii, încât apoi nu le vom putea rezolva, continuă să se indigneze Ecaterina. Dragă, calmează-te, nu trebuie să te enervezi, spuse Serghei, adresându-se Anastasiei. Dăm, te rog, un sedativ și un pahar cu apă. Mihai se întoarse acasă supărat. Se așeză pe canapea și își fixă privirea în podea. Inima Anastasiei sângera văzând cum suferea băiatul ei nu m-am gândit că sunteți așa de cinici și fără inimă, spuse Mihai părinților săi. Fiule, ne pasă doar de tine, de bunăstarea ta, această fată nu ți se potrivește, începu să-l convingă Ecaterina pe Mihai. Mamă, doar eu pot decide cine mi este potrivit și cine nu. Băiatul era nervos și începu să strige. Liniștește-te, spuse Serghei. Dar ea chiar nu ți se potrivește. Îți dorim un viitor mai bun, nu să te încurci cu o fată fără educație. Fica unor muncitori de la fabrică, care și-au petrecut jumătate din viață în atelier și primesc o salariu atât de mic, încât nici măcar nu au putut să-și cumpere un loc de trai decent. Dar ce treabă are asta? Se indignă Mihai. Principalul lucru este un singur lucru: eu o iubesc. Iubești, nu iubești ție sunt doar 16 ani și nu înțelegi nimic din dragoste. Nervii nu mai rezistau nici lui Serghei. Pleacă de la mine. Mihai sărise de pe canapia, ieși în hol și trânti ușa. Anastasia văzut pe fereastră cum pornește motocicleta și, fără să-și pună cască, la o viteză nebună ieși pe poartă. De ce ai vorbit atât de încet? Întrebă Anastasia. Nu te băga!" strigă Ecaterina la ea. Neașteptat, telefonul lui Serghei sună, era Mihai care suna. Alo!" răspunse bărbatul, Unde ești, fiule?" Nu știu, spuneți-mi, cu cine vă prezentați?" Întrebă vocea de la celălalt capăt al firului. Sunt tatăl său, iar ce s-a întâmplat?" Fiul dumneavoastră a avut un accident grav." Acum l-au adus la spital. Puteți veni? Da, vin. Sergei a sărit și a alergat la mașină, iar Caterina a sărit după el. Eu cu voi, a strigat Anastasia pe drum, închizând jacheta. Au mers cu viteză nebună pe autostradă spre oraș. Dar, în ciuda vitezei, au reușit să observe pe marginea drumului resturile motocicletei lui Mihai. Doamne, Doamne, a șoptit Anastasia. La spital, toți trei au alergat pe coridor spre terapie intensivă. Medicul care le-a ieșit în întâmpinare a spus că totul este foarte grav. Conția lui este foarte gravă, critică, este nevoie de un donator. Poate fi doar un rud apropiată, de exemplu, tată sau mamă. Sunteți gata? A informat doctorul. Ecaterina și Serghei s-au uitat unul la altul. Cu capetele plecate, au tăcut. Decideți mai repede, timpul trece, băiatul poate muri, a spus medicul. Nu putem fi donatori, a spus Serghei. Suntem părinții adoptivi ai lui Mihai. Acum arăta tulburat. Și doctorul era foarte dezamăgit. Spera că cineva dintre părinți va fi potrivit ca donator. Spitalul lor putea efectua o operație care să salveze viața tânărului. Dar, în această situație, chiar și medicul nu știa ce să facă. Tăcerea a fost întreruptă de Anastasia. Pot fi donator, a spus ea hotărât. Sunt mama lui naturală. Așa că de ce taceți? Medicul s-a bucurat și s-a adresat asistentei care stătea alături. Mai repede verificați compatibilitatea. Dacă totul este bine, pregătiți-vă pentru operație. Asistenta a dus-o pe Anastasia pe coridor, iar Serghei și Ecaterina, neînțelegând nimic, le-au urmărit. Ce a fost asta? A întrebat Ecaterina de la soțul ei. Înțelegi ceva, Serghei? Nu, nu înțeleg, a răspuns el tulburat și s-a așezat pe un scaun. Se pare că doar Anastasia înțelege ce se întâmplă. Dar nu o vom întreba încă. Operația a durat câteva ore. Toată această vreme, Sergei și Ecaterina au așteptat în coridor, uneori mergeau dintr-o parte în alta, apoi se așezau din nou pe scaune, apoi se ridicau din nou și nu-și găseau locul de emoție. În cele din urmă, din sala de operație a ieșit medicul, care arăta foarte obosit. Totul este în regulă, a spus doctorul. Operația a decurs cu succes. Donatorul a fost compatibil perfect. numai asta l-a salvat pe băiatul vostru. Acum ambii pacienți sunt în terapie intensivă. Puteți merge acasă în următoarele 24 de ore. La ei nu puteți intra. Ecaterina a început să plângă, iar Serghei a îmbrățișat-o, încercând să o calmeze. Îmbrățișați, au mers imediat pe coridor spre ieșire când au sunat de la spital, le-au permis să viziteze pe Mihai și pe Anastasia. Soții s-au grăbit în oraș. Au intrat în salonul unde zăcea fiul. S-a trezit, dar era încă foarte slab. Doctorul mi-a spus că Anastasia m-a salvat, datorită ei am supraviețuit, a spus băiatul cu un glas slab. Da, fiule, așa este, dar acum nu trebuie să te gândești la nimic. Doar vindecă-te, a spus Ecaterina, mângându și fiul pe braț. Suntem mereu alături de tine, știi asta, fiule? A spus Serghei. Au ieșit din salon, au mers pe coridor spre ieșire. Stai, a oprit-o brusc soția pe Serghei. Vreau să vorbesc cu ea. Anastasia zăcea foarte palidă. Ochii ei erau închiși. Serghei s-a apropiat de ea, a așezat un scaun lângă pat. Anastasia, poți vorbi încet? A întrebat bărbatul. Ea a deschis ochii, a șoptit, da. Am fost eu cea care, acum mulți ani, l-am lăsat pe fiu pe o bancă din acea sat de lângă biserică. Am făcut o faptă groaznică, dar nu am avut de ales. Dar de ce nu ne-ai spus imediat totul? A întrebat Ecaterina. Mă temeam că mă veți alunga. Cred că așa ar fi fost, a spus Serghei. Chiar mi-e teamă să mă gândesc ce ar fi fost dacă nu ai fi fost tu acolo. Dar tu înțelegi că acesta este fiul nostru, doar al nostru, a început să strige Ecaterina. Înțeleg. Mă voi duce de îndată ce mă vor externa din spital, nu vă voi deranja. Taci! A spus Ecaterina și s-a îndepărtat de părinții lui Mihai. Într-o zi, Serghei și Ecaterina au luat fericiți fiul lor vindecat din spital. Erau fericiți că Mihai s-a făcut bine. Anastasia a fost externată în aceeași zi. Ea privea cu tristețe pe fereastră cum familia se urcă în mașină și cum automobilul iese din curtea spitalului. Femeia a sunat un taxi, trebuia să-și ia lucrurile din casa lui Serghei și Ecaterina. A intrat în casă, unde din sufragerie se auzeau vocile vesele ale soților și vocea bâlânda lui Mihai, încercând să fie neobservată. Anastasia a mers în camera ei și a strâns geanta și, aproape pe vârfuri, s-a îndreptat spre ușa de la intrare, când deodată a auzit vocea lui Mihai, Mamă, stai! S-a oprit încremenită. Întorcându-se, a văzut un fiu zâmbitor și pe Ecaterina cu Serghei. Anastasia, vino la noi, a strigat Serghei. I-am spus lui Mihai totul. Da, acum știu tot, mamă. Nu pleca nicăieri. Stai cu noi. Știi, două mame sunt foarte grozave, mai ales că tu știi să faci cele mai bune plăcinte cu varză din lume. Te rog, nu mă mai părăsi, ești mama mea. Pe ochii Anastasiei au apărut lacrimi de bucurie și de ușurare. Atât de mulți ani, ea a purtat în inima ei povara faptei groaznice comise cu mulți ani în urmă, iar astăzi și-a regăsit din nou fiul, care a numit-o cu cel mai scump cuvânt din lume, mamă.